să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. Bun găsit tuturor! Echipa Impuls TV și eu, Victor Sofroniu, suntem bucuroși să vă salutăm în cadrul ciclului de emisiuni Alternative. După cum deja v-am anunțat, noi împreună cu alte 9 echipe de la televiziune regionale din Moldova suntem în căutarea răspunsului ce să facem și cum să facem ca și în Moldova să trăim mai bine. De ce ne considerăm un popor harnic? La noi în țară lucrurile stau prost. E de datoria noastră și a dumneavoastră, stimați telespectatori, să stabilim diagnosticul și să propunem tratamentul ca în Moldova și oamenii din Moldova să trăiască mai decent. Astăzi vom discuta despre calitatea funcționarului public din administrația publică. Invitații mei sunt Iacob Guja, primarul satului Șestaci, și în studioul din centru, din Chișinău, este Victor Lutenco, co-director executiv al Institutului de Politici și Reforme Europene. Pentru astăzi a fost invitat să participe la emisiune și Maria Nasu, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, consilier în orașul Soldănești și consilier raional. Deși a dat confirmare că va participa la emisiune, nu s-a prezentat. Mai vedem, poate pe parcurs se apropie. Oricum, oaspeților le mulțumesc că au dat curs invitației de a participa la această dezbatere. Așadar, ce să facem și cum să facem ca funcționarii publici din administrația publică locală să fie așa cum ne dorim noi, profesioniști, responsabili și integru? Dezbaterea este în contextul continuării reformei în administrația publică locală și crearea unui corp de aleși ai poporului, de funcționari publici, care să fie responsabili, integri, profesioniști. Având în vedere asta toate ce se prevede în reforma prevăzută de acordul de asociere și de practicile europene. Pentru început propun să vizionăm un reportaj produs de echipa de la Impuls TV. Chiar dacă menirea administrației publice este să slujească cetățenilor, oamenii își pierd încrederea în cei de activitatea cărora depinde dezvoltarea comunității. Potrivit unor sondaje de ultima oră, 54% din respondenți spun că autoritățile locale nu fac față cerințelor. Practic, fiecare al treilea respondent explică situația din țară prin indiferența și incompetența aleșilor locali. 37% din intervievați cred că primarilor nu le reușește realizarea celor propuse din cauza deficitului financiar. Oamenii mai cred că o parte din angajații APL sunt corupți, din care motiv activitatea lor nu este orientată spre beneficiul comunității. Ce calități ar trebui să posede un primar? Un primar, calitățile trebuie să le aibă foarte... să aibă putere. Dacă nu are nicio legătură și oamenii nu-l stimează și el nu stimează oamenii, atunci nu-i nicio reacție. Tot nu depinde mult de dânsul. Depinde de mai sus. Dacă îi dau și lui, ia pupai. La noi nu spune în capul mesii inteligența persoanei, dar spune partidul. Respondenții explică starea de lucru și prin indiferența manifestată de funcționari față de cetățeni. Ce calități ar trebui să posede un primar? Da, păi, în primul rând trebuie și umanos, foarte frumos cu lumea. Un primar, în primul rând, trebuie să fie un bun gospodar și... să activez în primul rând în baza legii omeniei. Mă gândesc că în primul rând ar trebui să fie un bun gospodar. Eu cred că omenie în primul rând. Dacă o să fie omul ăsta, toate calitățile o să le întrunească. Soluția unui cetățen o văd în integritatea, competența și independența celui care vine în fruntea localității. Totuși, cred că studiile ar fi un lucru mai important. Atunci când o să fie aleasă o persoană care
nu depinde de un partid, este independentă și competentă în toate chestiile, iată atunci administrația publică o să reabiliteze. Așadar, avem multe opinii și diferite ale cetățenilor despre calitățile funcționarilor publici. Rezumativ, putem spune că doar un primar, manager iscusit și credibil, însoțit și susținut de consilieri competenți, ar fi capabil să vină și să implementeze idei inovatoare pentru viața comunității. Raionul Șoldănești sunt 23 de primării, în componența cărora sunt 30 de localități. Autorii reportajului vizionat ne-au propus o situație tipică pentru raionul Șoldănești. Nu neagă nimeni că sunt localități unde administrația publică conlucrează cu cetățenii și acolo au și reușite. Totuși avem destule comune, sate, unde primarii, consilierii s-au distanțat de cetățeni, ignoră cererile electoratului. Acest fapt i-a făcut pe oameni să se distanțeze de administrația publică locală, pierzând încrederea în cei cu ei a încredințat conducerea localității. Domnul Guja, aș vrea să vă referiți la cine stabilește echipa înainte de a se lansa în alegeri. Se ține cont de pregătirea lor profesională, de calitățile lor, sau asta nu are nicio valoare? Bună seara! Vreau să încep cu aceea că echipa în mentalitatea noastră care o avem acum și felul nostru de a fi se stabilește pe principiu, mai ales în localitățile mici, pe principiul de rudenie sau de un principiu mai delicat de influență și de autoritate în localitate. Pentru că orice primar, când vine să-și formeze echipa, el se gândește la persoanele care au autoritate și care o să-i aducă voturi. Nu se uită la calitatea persoanei respective, dar se uită întotdeauna la momentul că lui trebuie voturi, înseamnă că pune în primul rând persoana care să-i aducă voturi. Neamuri, e nemos, îi cu autoritate mai pozitivă sau negativă, nu contează. Dar, spre regret, în multe consilii locale nimeresc persoane care autoritatea lasă mult de... autoritatea în sens că integritatea persoanei lasă mult de dorit. De ce? Iată, cam în felul ăsta se formează la moment la noi echipele, în majoritatea primăriilor, mai ales dacă cele mici. În primăriile mici. De aceea trebuie de regândit felul de a forma echipa, pentru că, într-adevăr, echipele dictează mult într-o localitate. Vreau să menționez că într-o localitate o primărie are cel puțin 7 comisii. Comisii care se ocupă de diferite domenii de activitate. Și iată, comisiile astea sunt formate din oameni. Și iată, vreau să spun că aceste comisii, cu regret, ele doar sunt pe hârtie. Dar nu activează. Nu activează din diferite motive. În primul rând, membrii comisiilor respective au alte ocupații, au alte funcții de bază și când ajungi să formezi comisia să rezolvi o întrebare, atunci nu se mai poate de adunat comisia. Dar dacă aduni 2-3 persoane. Până la urmă, iarăși nu poți lua o decizie că, și să primești așa decizia să ia de către o persoană, să semnează procesele verbale, și să revenim la deciziile adoptate de Consiliu, mai revenim. În campanie electorală, mergând la legături, concurenții electorali vin și cu niște programe, așa numite, niște idei din cele mai năstrușnice. Cine formează, cine lucrează la alcătuirea acestor programe electorale și cine este responsabil de realizarea lor? Vreau să menționez că prima dată când am candidat la funcția de primar, am structurat și eu pe o foaie niște priorități. Care, nu știu, din fericire sau din așa a fost conjunctura politică și economică la moment, o parte le-am realizat. Le-am realizat datorită acestor factori. Că a fost finanțare la acea etapă îndestulată, adică într-o măsură oarecare a fost finanțare față de perioada actuală mult mai bună.
Și am reușit să realizez multe propuneri și multe idei din acea foaie care am pus-o pe masă atunci. Dar ulterior, la următoarele două campanii electorale, nu am promis la oameni, nu am mers să fac promisiuni, doar am spus că este necesar ca ceea ce s-a reușit să realizeze să se mențină, să fie o continuitate și să încercăm, chiar dacă nu o să fie bani, să căutăm să ne distanțăm de la aspectul financiar și să încercăm măcar să facem cu puterile noastre ceva, cel puțin în ordine, în sat. Pentru că pentru ordine să faci nu trebuie bani. Și cine poartă responsabilitatea totuși? Responsabilitatea, evident, că o poartă cel care merge în fața oamenilor și îi ademenește, îi buimăcește, îi le promite că o să facă, cum ați spus dumneavoastră, v-ați exprimat multe șmărunte, pe care până la urmă se constată că nu se realizează. Păi asta e evident și oamenii în situațiile astea trebuie să fie atenți. La noi mai este o problemă, că omul nu știu cum uită repede. 4 ani trec, mai, pentru unii mai repede, pentru alții mai greu, dar în 4 ani multe lucruri se uită. Și oamenii se lasă induși în eroare iarăși de fiecare dată, de câte ori vine campania electorală și să fac promisiuni. Adică într-un fel sunt iertători și să... Urmând exemplul tovarășilor de la Chișinău, organizațiile teritoriale de partid își promovează, adică partajează funcțiile la serviciile de stat în diferite instituții din stat, din teritoriu, după principiul de partid. Nu țin cont de capacitățile oamenilor și ne pomenim că în anumite servicii ajung oameni care sunt incompetenți. Văzând situația dată, cetățeanul se distanțează de aceste instituții de stat, pierd încrederea în stat ca atare. Ce s-ar întâmpla dacă la numirea oamenilor în funcție nu s-ar ține cont de culoarea partidnică a cetățeanului, dar anume de aptitudinile lui? Domnul Victor, aici vreau să am o remarcă. Nu e nimic rău dacă pe linie de partid s-ar promova persoane de calitate, dar persoane de calitate, nu persoane loiale. Asta e ceva foarte și foarte mult, ar ajuta și instituțiile statului, ar ajuta și la imagine până la urmă, și a partidului. Dar vreau să fac o remarcă. Iată, din când eu activez în calitate de primar, m-am gândit la următorul lucru. În Șoldănești, în diferite instituții, în diferite funcții, sunt o mulțime de persoane care ele vin de pe timpuri, adică îs vechi, vechi, vechi în funcții. Adică nimeni nu i-a strămutat din funcție. Ceea ce să... nu știu din ce cauză nu au fost strămutat din funcție. Pentru că sunt profesioniști sau pentru că devin loiale repede peste noapte partidul care vine la guvernare, dar există. Adică eu văd, mai ales în raioanele mici, eu văd o problemă că nu sunt oameni capacități profesioniști care ar putea să fie puși la plug ca să schimbe lucrurile. Aici e o problemă o mare. O soluție ar fi angajarea în baza concursurilor desfășurate pentru anumite funcții. De ce se mimează aceste concursuri? Se mimează, în primul rând, din interes pur partinice. Cine organizează concursurile respective? Asta e clar lucru și evident. Nu putem să ne ascundem după deget. Dar iarăși revin, pentru că eu mă conduc după principiu, dacă spui că e alb, nu poți să afirm că e negru. Cu părere de rău, în multe situații la noi îți primești cam în felul următor. E alb, dar cineva dacă îți spune că e negru, toți spun și dau din cap că e negru. Asta e tragic, dar în situația noastră, dacă ne referim doar la Șoldănești și la raioane, la autoritățile locale, nu prea ai de unde alege. Asta e tragedie. Iată, spre exemplu, chiar înainte de a veni la emisiune, am participat la o comisie de concurs, unde s-a fost selectat director pentru gimnaziu din Șăstaci. Au participat 2 persoane, dintre care una doar a participat de fațadă, pentru ca să întrunească condițiile ca să aibă loc concursul.
Și a fost selectată o persoană care ia în funcție de director de mai mult timp și care nu a avut concurență. Cum vedeți dumneavoastră soluționarea problemei acestea, ca încât concursul să fie concurs, să aibă a câștiga consumatorul, cetățeanul? Bine, cel din banii cui trăim? Vă spun, noi suntem puși în situația că să organizăm concursuri de dragul concursului. Că așa prevede legea și că așa dorește opinia publică sau că așa s-a încetățenit. Dar eu, până la urmă, nu prea văd eu, de când mă aflu în Șoltănești, oameni care ar înlocui actuale funcționari. Adică persoane pregătite. Eu mă uit și la concurs, la situația reală. Persoane pregătite care să vină în teritoriu să ocupe anumite funcții, nu avem de unde lua. Dacă nu face o reformă sau, tare nu-mi place cuvântul ăsta, reformă. Într-adevăr, cheia succesului este în a avea locurile respective oameni pregătiți. Chiar dacă sunt adaptate niște decizii și exprimă majoritatea în Consilii, ne pomenim deseori că avem decizii notificate. Păi, rolul lucrătorului din primărie este să contribuie la adoptarea astfel de decizii care să fie în corespundere cu legislația. Și în cazul ăsta, cine lucrează în administrația publică locală, în primărie? Cum sunt angajați oamenii cei? Respectă ei legislația? Și în genere, aș vrea să vă pronunțați dumneavoastră, ce prevede legea referitor la un angajat al administrației publice locale? Bine, care sunt funcționari publici, toți se angajează prin concurs. Restul persoanelor se angajează la discreția conducătorului instituției. Vorba, dacă e vorba de primar, prin dispoziția primarului, dacă e vorba... Iarăși, concursurile, comisiile de concurs formează iarăși prin dispoziția primarului. Adică primarul își pune acolo oamenii lui care, dacă vrea rezultatul să fie așa, așa o să fie. Dar... Dumneavoastră sunteți la al doilea mandat. Aveți experiență de muncă în administrația publică locală, în plus sunteți jurist după profesie. Ce prevede legea referitor... Ce prevede legea referitor la responsabilitățile angajatului din administrația publică locală? Legea, ca să vorbim pe structurat, pe obligațiile funcționarilor din administrația publică locală, iată, eu o să vă dau, prin exemplu, o să vă spun. Spre exemplu, legea prevede ca secretarul Consiliului Local are dreptul să autentifice acte notariale. Eu sunt sigur că în Republica Moldova 10% și încă mă, cred că e prea mult, primării sunt unde se perfectează acte notariale, adică să autentifică contract de vânzare, cumpărare, dar asta sunt bani la bugetul primăriei. Secretarii respectiv ei nu doresc sau mai bine au o frică de a perfecta actele astea. Și mai este și alt aspect, pentru că notarii din teritoriu îi sperie pe respectivii secretari că o să îmi fund de pușcărie dacă o să apuci să... Iată, vroiam să ne spuneți anume cum îi sperie lumea pe angajații din administrație publică atunci când nu își exercită funcțiile. Bine, tot pentru angajații, persoana din administrația publică locală, persoana care trebuie să țină la control și să gestioneze treburile, este primarul. Adică în funcție de cum primarul și cerința are primarul față de funcționarii respectiv, merg lucrurile. Pentru că dacă primarul s-a conjurat cu rude, cu apropiați, cu cunoscuți, cu colegi, niciodată nu se pune, poate să-i pună la lucru. Sau, pentru, sau, cum am spus mai sus, că dacă nu avem bani, măcar să facem ordine. Dar cu neamurile și cu colegii, ordine nu se face. Pentru că unul vrea una, altul dorește alta, al treilea nu prea vrea să lucreze și atât așa se trece cu vederea toate lucrurile astea și, evident, nu avem eficiență în administrația publică locală. În goană, după a acapara cât mai multe locuri
în administrația publică locală, în diferite instituții, unele formațiuni politice își protejează reprezentanții chiar și atunci când aceștia nimeresc pe banca acuzaților. Mai mult, se mai întâmplă că așa de tare se străduie să-i apere că aceștia nu mai sunt definiți diferiți de justiție. În contextul ăsta propunem să vizionăm o intervenție a jurnalistului Tudor Iașincu. Vă rog, regia. Ce opinie aveți despre formațiunile politice care își apără cu dârzenie membrii de partid care uneori încalcă legislația în vigoare? Este un sistem instaurat în Moldova de regimul stalinist-comunist încă în anii 50. Conform acestui sistem, membrii de partid nu puteau fi trași la răspundere. De obicei erau, în caz că încălcau legea, erau transferați pe orizontală, dar menținuți permanent în sfera de influență a partidului. Din păcate, acest sistem a rămas în vigoare și de la independență încoace, este păstrat cu sfințenie de toate guvernările, de orice culoare nu ar fi ele, inclusiv și în prezent. Un caz recent în Rezina, primarul de Ignăței a fost revocat din funcție prin decizia instanței susținută de toate cele trei nivele, instanța de fond, inclusiv Curtea Supremă de Justiție, dar până la urmă el așa și n-a părăsit postul, fiind protejat de partid, a rămas în funcție de primar și primar interimar până la alegeri, ca mai apoi iarăși să fie promovat într-o funcție înaltă, cu salariu bun, în Rezina. Și asemenea, exemple pot fi găsite zeci și sute în fiecare localitate de la noi. Aș vrea să mă adresez oaspetelui nostru din studio central, domnul Victor Lutencu, invitatul dezbaterilor. Domnul Tencu, aș vrea să ne spuneți de ce reforme este nevoie în administrația publică locală încât să avem un corp de funcționari profesioniști, responsabili și integri. Bună seara și mă bucur foarte mult să am acest dialog cu dumneavoastră care sunteți în Șoldănești acum. Mersi foarte mult pentru întrebare. Am ascultat cu foarte multă atenție ceea ce ați discutat și cred că aș avea de completat sau de comentat practic la tot ceea ce s-a spus până acum, dar răspunzând nemijlocit la întrebarea dumneavoastră, cred că reforma în administrația publică locală este absolut necesară. Cred că sunt foarte multe lucruri de a fi făcute pentru ca funcționarii să devină, în primul rând, după mine, mai profesioniști și mai eficienți, care este categoria absolut necesară și care, din păcate, foarte rare ori a fost menționată de către acele persoane care au fost intervievate. După mine, un sistem de evaluare a performanței real, care să fie într-adevăr la baza inclusiv a salarizării funcționarilor, este extrem de important. Știu că o parte din colegii mei nu vor fi de acord, dar eu cred că salarizarea funcționarilor publici de asemenea este extrem de importantă, fiindcă în momentul în care un funcționar public nu se poate întreține dintr-un salariu, atunci el va căuta alte modalități de a o face. Și utilizarea în scopuri personale a atribuțiilor de serviciu cred că este primul lucru care vrem, nu vrem, dar îl tentează și atunci avem elemente de corupție. Eu cred că inclusiv și presiunea de la oameni, dacă ați observat, foarte mulți din cei intervievați se așteaptă de la funcționari publici și de la primari. Și aici, apropo, primarul este un ales local, nu este un funcționar public. Sunt două categorii diferite care trebuie să facem o diferențiere. Oamenii se așteaptă de la primar să fie omenos, ceea ce înseamnă haideți și-o rezolva orice problemă. Eu nu cred că un primar trebuie să fie omenos, un primar trebuie să fie strict subordonat legii și strict să respecte legea, unu, ca un standard minim, dar mai departe este extrem de important ca primarul să fie eficient și profesionist. Vorbim în
ultimul timp tot mai mult despre integritatea persoanelor din administrația publică, despre conflict de interese, despre averile acumulate de acești demnitari și avem a constata că tot mai mult este acaparat administrația publică de fenomenul corupției. Se cheltuie fraudulos bani, puțini bani publici. Ce urmează de să întreprindem, domnul Tencu, pentru a schimba situația? Ce lege nu funcționează? Eu cred că nu funcționează, în primul rând, organele de urmărire penală, care au în sarcina lor investigarea cazurilor de corupție. Mie îmi vine foarte greu să cred că în Republica Moldova și CNA și Procuratura Anticorupție nu știu anumite lucruri care oricare bunicuță le cunoaște despre primarul din localitate sau despre anumiți consilieri locali. Dar cred că ceea ce nu ne ajunge, probabil nu ne ajunge și puțin curaj. Eu mai sunt și un consilier municipal, în Consiliul Municipal Chișinău și nu știu dacă s-a auzit până la Șoldănești, dar recent, prin deciziile Consiliului, noi am eliberat din funcție doi funcționari, un pretor al sectorului centru, pe care îl găsim principalul vinovat pentru deflagrația care a avut loc la cantina La Soacra din Piața Centrală și tot pentru practic abuz în serviciu. I-am exprimat un vot de neîncredere și șeful Direcției Generale Transport și Comunicații. Și după mine, asta este o modalitate absolut normală și la care ar trebui să recurgem mai des. O altă problemă în Republica Moldova este, pe de o parte, rare ori pedepsim funcționarii la propriu pentru, și în primul rând pentru ineficiență, fiindcă ineficiența trebuie neapărat găsită și pedepsită pentru a transmite un mesaj că ea este intolerabilă în sistemul public. Din păcate, rare ori se întâmplă și atunci când se întâmplă, discutam mai recent cu un coleg care îmi spunea că nu există nicio decizie judecătorească care să dea dreptate angajatorului atunci când un funcționar public a fost eliberat pentru anumite încălcări. Deci, de obicei, instanța de judecată restabilește acest funcționar. După mine, există o lipsă de echilibru în sistemul public din perspectiva protecției funcționarului public. Deci, într-un fel, sistemul și codul muncii protejează atât de mult funcționarul public, încât, practic, nu poți să-l atingi, el devine un fel de intangibil. Iar în abordarea europeană pe care vrem să o construim în Republica Moldova, funcționarul public nu trebuie să fie nimeni altcineva decât o persoană în serviciul cetățeanului. Dacă această persoană nu se isprăvește cu oferirea de servicii calitative pentru cetățean, fii bun și găsește-ți un alt loc de muncă, unul care poate se potrivește mai bine. Deci aici cred că, concluzionând, în combaterea corupției avem un mare minus pentru organele de combatere. Probabil că avem și o imperfecțiune legală, dar după mine, până la urmă, problema niciodată nu este în lege. Problema este de cele mai deseori în oameni și cei care implementează legea. În percepția cetățenilor, corupția este favorizată de baza legislativă, sistemul de remunerare al angajaților din administrația publică, lipsa transparenței în factorul decizional. E și mai grav că cetățenii, moldovenii, nu mai cred că ar putea fi stârpit fenomenul corupția. În acest context, vă propun să vizionăm un subiect realizat de colegii noștri de la Basarabeasca. În luna iulie a anului 2012, președintele raionului Basarabeasca Ilie Cernăuțean, vicepreședintele acestuia Ion Acheruș și alți doi funcționari publici au fost reținuți în flagrant chiar în momentul luării de mită. Însă examinarea cauzei a fost tergiversată de instanțele de judecată mai mulți ani la rând. Prin verdictul judecătoresc, aceștia au fost declarați vinovați tocmai în data de 5 august 2015. Din materialele dosarului penal reiese faptul că mita era destinată membrilor comisiei pentru luarea obiectului în exploatare, în calitate de recompensă pentru semnăturile lor în documente. Cu toate acestea, Harlan Picârboba confirmă că actele de corupție rămân a fi o problemă majoră în toate domeniile.
Când viața continuă și totul se scumpește, iar omul are un salariu mic, posibil că aceasta îl determină să ia unele recompense. Ca un cetățean simplu pot să spun că atunci când omul are o anumită problemă, prima care îi apare în gând este ca să găsească pe cineva care să o rezolve. Până când nu vom schimba această mentalitate, va fi un proces îndelungat. Eliminarea corupției și libertatea muncii, Estonia se află pe locul 2, printre alte 43 de state europene. Chiar dacă în ultimii 5 ani numărul cauzelor legate de corupție s-a redus aproape de 3 ori, poliția și astăzi continuă să-i descopere pe demnitarii de stat implicați în actele de corupție. Infracțiunea care a stârnit cele mai mari discuții și controverse a fost comisă de către primarul orașului Tallinn, Edgar Savisaar, care a fost reținut și eliberat din funcție în luna septembrie a anului curent. Istoriile legate de corupție întotdeauna pe larg se reflectă în mass media, astfel cetățenii sunt bine informați. Spuneți-ne, există corupție în Estonia? Corupția este peste tot, iar Estonia nu este o excepție în acest sens. Eu nu m-am confruntat cu aceasta. Nu m-am confruntat, dar știu că există. Cauzele mari legate de corupție le știu toți și sunt examinate. Cred că vor face ordine. Acest nivel minim al corupției din Estonia se explică nu doar prin agravarea răspunderii penale pentru asemenea infracțiuni. Implementarea serviciului electronic reduce la minim acest fenomen în relațiile oamenilor, ale organizațiilor sau companiilor cu funcționarii publici. Orice certificat, copia documentului și altă informație poate fi obținută prin internet. Aceasta a dus la schimbarea mentalității cetățenilor. În cadrul recentei ședințe a Consiliului Raional, șeful Direcției Finanțe a constatat că în jurul la 80% din bani veniți în raion sunt acumulați în raion sunt banii veniți din bugetul național. La Șestaci nu prea avem agenți economici, dar oricum primăria, administrația publică locală are de soluționat un șir de probleme ale cetățenilor. În ce măsură permite legislația unui primar să activeze așa, cu mâinile dezlegate, netemându-se că va fi bătut la ușă de polițiști? Dacă putem să revenim la subiectele care au fost dezbătute mai înainte, chiar m-aș referi la imaginea sau comentariile sau intervenția, mai bine zis, a lui domnul Iașencu, care spunea că acolo s-au întâmplat niște lucruri la Rezina și nu au fost soluționate. Vreau să spun că nu au fost soluționate de atâta că organele de drept nu și-au făcut datoria. Nu-i problema partidului. Iar era vorba că acolo un primar aparține, adică apartenența politică. Dacă organele de drept și-ar fi exercitat funcțiile așa cum scrie legea, credeți-mă că respectivul primar nu putea să dețină funcția. Respectivul primar este reprezentantul a formațiunii care deține monopol peste instituțiile de drept. Păi de asta eu am vorbit mai anterior, de calitatea persoanelor. Dacă în instituțiile de drept, orice monopol nu ar fi... În toate instituțiile de drept. Dacă ar activa persoane de calitate, nici un partid, nici un om nu ar putea să influențeze deciziile lui, pentru că el își face meseria în strict conformitate cu legea. Și cum se descurcă un primar în cadrul legii pentru a soluționa probleme în timp ce nu sunt și bani? M-aș referi aici la următoarele aspecte, punctual. Recent am stabilit că legislația în vigoare ce privește legea cu privire la distribuirea gazelor sau altfel sună, nu mai mi-amintesc acum legea exact cum sună, în 2014 a fost modificată și s-a introdus o normă prin care obligă primăriile să ofere cu titlu gratuit și necondiționat loturi pentru serviciile de gaz. Așa este și cu telecomunicațiile, așa este și cu, ce mai avem noi acolo, cu alte servicii. Adică primăriile le-a spus în situația să ofere bucățica de pământ sau lotul respectiv cu titlu gratuit și necondiționat unor monopoliști care oferă servicii contraplată și care jupoaie de pe oameni sume impunătoare.
Iată, în felul ăsta lucrează la noi legea. În condițiile actuale, s-ar putea descurca un primar pentru să-și realizeze programul electoral, dacă el este echilibrat? În condițiile actuale, orice primar s-ar descurca pentru că el s-ar raporta la situația reală. În situația reală, spre exemplu, vorbim de Șăstaci, noi acoperim în bugetul nostru, acoperim din venituri proprii 50%. Adică 50% acumulăm noi în teritoriu, 50% ne vin transferul de la bugetul de stat. Adică este un procentaj destul de mare pentru raionul Șoldănești. Pentru că mai mult alte primării la 20, în jur de 20 dacă acumulează. Dar asta este un procent foarte mic. Pentru ca să întreții cu banii ăștia grădinița doar și aparatul primării este imposibil cu acumulările noastre. De ce? Să cere o reformă. Anume? Asta se impune de la sine. Trebuie să fie reforma teritorială administrativă. Nu poți cu primării cu 500 de locuitori, cu 600 de locuitori, cu 700 de locuitori să gestionezi treburile eficient. Adică toți banii practic se duc pentru cheltuieli administrative. Restul pentru dezvoltare nu rămâne un leu și nu ajunge mai nici pentru, adică nu că nu ajunge, chiar nu ajunge. Tocmai pentru dezvoltarea localităților au beneficiat oamenii din Moldova de susținere financiară acordată de diferite instituții internaționale. Au fost construite și grădinițe, și școli, și instituții medicale, dar dacă privești atent, este foarte ușor să observi că au fost construite aceste obiecte în mare parte în localitățile care sunt mai aproape primare de cei care distribuie banii. De ce credeți că se distribuie acești bani veniți din afara țării, anume ținând cont de al cui este primarul? Păi evident, acei care au câștigat puterea, ei sunt impuși de situații să satisfac doleanțele agenților electorali, ca să le spunem așa, la cei din teritoriu. Pentru că, până la urmă, toți funcționarii și toți primarii sunt niște agenți electorali la unui partid. Pentru că ei îmblă prin glod, ei îmblă cu rugăminți, ei îmblă cu doleanță de a vota, adică impun oamenii, nu impun direct, dar solicită oamenii să voteze un anumit partid. Și evident, vine ca o răsplată. Asta e evident, dar ca să schimbăm lucrurile, trebuie în primul rând să schimbăm politica de a acorda granturile astea sau finanțările astea. Cât timp le acordă guvernul, atâta timp o să fie finanțate primăriile. Mai este un factor. Ziceam mai devreme că dacă te uiți atent prin localități, vezi că nu toate au beneficiat de această ținere. Mai spun unii primari că la mijloc ar fi fenomenul așa zis otcat. Aș vrea să mă adresez către domnul Lutencu, reieșind din experiența dumneavoastră, cum am putea scăpa de acest viciu? Asta este exact același element de corupție despre care discutam anterior. Este doar o parte a acestui fenomen, dacă doriți, sau un exemplu acesta. Revenind la măsurile care ar putea fi luate ca să reducem din corupția, fiindcă vedem că e exterminată, probabil încă nimeni nu a reușit să găsească o formulă nici măcar în Estonia. În primul rând, ajutoarele pe care le primim, într-adevăr, trebuie să existe niște condiționalități foarte ferme impuse de către donatori, care se indice foarte clar criteriile fixe după care, în baza cărora se permite ca o grădiniță, de exemplu, să beneficieze de acest ajutor. Respectiv, numărul persoanelor care trăiesc în localitate, numărul persoanelor în ultimii 10 ani, că se poate de făcut o prognoză demografică, dacă într-adevăr grădinița asta va avea beneficiar peste 10 ani sau peste 15 ani și tot așa mai departe. Deci, un exemplu. Astfel încât să nu există spațiu pentru oricare ingerință a discreției umane. Adică, eu cred că totuși grădinița asta trebuie. Nu. Dacă se potrivește conform criteriilor, bine. Dacă nu, nimic. Majoritatea statelor care au fost eficiente în combaterea corupției au niște legislații foarte detaliate, ceea ce înseamnă că marja de discreție pentru funcționar este foarte mică. Marja de discreție însemnând
spațiul ăsta în care funcționarul poate spune da, dar poate nu, dar poate se mai gândește. Deci cu cât mai mult este spațiul de astea, cu atât mai mult este spațiul și pentru acel atcat despre care vorbiți dumneavoastră. Cu cât mai strict sunt reglementate procedurile, cu cât mai exact este clar ce anume trebuie să facă pe cetățeanul, cu atât mai mică este marja funcționarului public. Și cu cât mai bine sunt definiți acești pași, cu atât mai ușor îi pot fi transformați în procedură electronică. Și atunci, practic, funcționarul public este scos din legătura asta cetățean-serviciu public. Eu susțin foarte mult ideea de reformă administrativ-teritorială. Noi, într-adevăr, cheltuim acum niște resurse enorme pentru a întreține primari sau funcționari publici în condițiile în care oamenii chiar au nevoie de servicii mai bune. Dar oricât am consultat această părere și la nivel de raioane, sate, totdeauna era absolut evident că este nevoie de a consulta această reformă foarte bine. Și oamenii trebuie să înțeleagă că la nivel politic ea nu este deloc susținută, fiindcă reforma nu este susținută, fiindcă cu cât mai mulți primari și locuri de funcționari publici sunt în primării, cu atât mai multe locuri de muncă pot fi oferite la membrii de partid. Asta e situația la moment. Pe de o parte, pe de altă parte, o reformă administrativ-teritorială ar însemna devalorizarea la foarte multe proprietăți. Ca să vă dau un exemplu, un apartament care costă acum nu știu cât în Ștefan Vodă, în condiții în care Ștefan Vodă nu mai este un centru raional, dar este doar un oraș periferic în județul Căușeni, de exemplu, sau Tighina, atunci această proprietate se va devaloriza imediat. Deci noi trebuie neapărat să avem în considerație faptul că o bună parte din cetățenii noștri care trăiesc acum în provincie, în Republica Moldova, ca urmare a reformei administrativ-teritoriale, cumva brusc vor deveni puțin mai săraci, chiar dacă situația și așa nu este favorabilă la moment. Deci, haideți totdeauna când noi discutăm despre reforma administrativ-teritorială, să arătăm și partea bună, și partea negativă și să întrebăm foarte mult în detalii și cum asta afectează nemijlocit cetățenii, fiindcă asta contează cel mai mult. Nu contează nimeni adevărul că omul sfințește locul. Despre ce capacități trebuie să posede alesul local, dar în special angajații din primării, vă propun să vizionăm un reportaj realizat de echipa de la Râmnița. În luna noiembrie, în partea stângă a Nistrului, a avut loc un așa numit scrutin electoral. Noi am încercat să aflăm ce calități trebuie să posede un ales local în opinia locuitorilor orașului Râmnița. Скорее всего, ответственностью обещания, которые давал выполнять хотя бы это, не пускать просто слова на ветер. Не знаю, наверное, понимание, наверное. Кто-то должен быть честным. Да, не правдивым. Вор, не был бы вором. Главное, чтобы правду говорили, а остальное и делали то, что говорят. Sondajul a arătat că locuitorii orașului apreciază în primul rând sinceritatea și responsabilitatea aleșilor poporului. Dar cât de des vedem noi realizate promisiunile celor care au fost aleși de noi în funcții înalte? Там они только для наживы. Нет, бывают депутаты, ну я думаю, на процентов 60. Всё-таки что-то они делают из планированного. Кто, хоть одного приведи, который не обворовался. Все воруют. И просто они туда идут только бы вот бизнес свой пооткрывать, только для этого. Депутаты у нас, я и даже не выбираю их и не хожу на выборы. А почему? Да потому что они не выполняют то, что вот им, если бы сделать так, чтобы то, что он обещал, не выполнил, чтобы в тюрьму садили. Вот тогда бы они бы или не баллотировались, или бы выполняли то, что они говорят. Au fost printre respondenții noștri și persoane care nu se interesează de viața politică. Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать народный избранник? Ну, мы не знаем. Ой, извините, пожалуйста. Ой, извините, я не. Не, это. Oamenii nu ne-au explicat cauzele care nu le-au permis să răspundă la întrebările noastre. Poate că e vorba despre frică sau de lipsa propriei opinii. De fapt, această întrebare o au și alegătorii din raionul Șoldănești. Și aș vrea să îl întreb și pe participantul din studioul din Șoldănești și pe participantul din studioul Centrul din Chișinău.
În ce măsură alegătorul îl poate responsabiliza pe alesul poporului, pe cel pe care l-a mandatat să-l reprezinte în administrația publică locală? Eu cred că dacă poporul s-a încredințat mandatul pe 4 ani, în 34 ani de zile, pentru alegător este foarte greu să ceară de la alesul local să-și respecte promisiunile. O procedură care este acum în legislație prevăzută este referendumul ca să-l poți scoate din funcție. Altă procedură nu este. De aceea totul depinde de onestitatea și de implicarea persoanei care a fost aleasă. Doar după 4 ani, dacă electoratul vede că nu ești prea de tot obraznic, atunci poate să te sancționeze nevotându-te. Dar eu nu văd că există altă alternativă pentru ca să... Adică nu altă alternativă. Nu văd cum ar putea electoratul în decurs de 4 ani să intervină ca să oblige pe aleșii locali sau aleșii la nivel de republic ca să-și respecte promisiunile. Cum rămâne cu referendumul de rechemare a primarului? Păi eu am spus că doar prin referendum atât. Și cum îl practic cineva? Aveți informații? Eu nu mi-amintesc că în Republica Moldova, da, mi se pare că au fost câteva tentative, dar nu pot spun precis dacă ele au ieșuat sau au avut sorți de izbândă. Dar ca să organizezi un referendum într-o localitate rurală, asta e practic imposibil. Doar poate fi un interes mare sau un interes politic ca să poți să debarci pe cineva din funcție. Dar din inițiativa oamenilor simpli să fie organizat un referendum practic imposibil, eu cred. Cetățeanul manifestă un pasivism. Indiferență. Pasivism. Iar dacă el vede că persoana nu-și respectă obligațiunile, persoana chiar îi ignoră, persoana e obraznic, nu-și face datoria, trece cu vederea și așteaptă ca să vină, să treacă 4 ani, ca pe urmă să poată să-și exprime prin vot nemulțumirea. Ce crede domnul Lutenco? Eu în linii mari aș fi de acord, dar cred că situația care o avem la noi este una corectă, este una specifică unui regim democratic. Eu nu aș vrea să existe anumite pârghii de influență supra primarilor care ar fi utilizate cu intenții rele de către nu știu, oamenii în guvern sau cei din partide politice sau oricine altcineva. Dacă vrem să avem primari independenți cu autonomie în luarea deciziilor, atunci trebuie să ne asumăm responsabilitatea inclusiv pentru faptul că ei au anumită stabilitate în funcție. Procedura de referendum probabil că ar trebui să fie simplificată, astfel încât cetățenii să poată mai ușor să destituie un primar atunci când există o părere comună în localitate. Asta cu siguranță s-ar putea face și asta cu siguranță este o opțiune pentru a exercita un control mai puternic asupra primarilor. Dar după mine problema este inclusiv și în sistemul nostru politic și în felul în care el este construit. Într-un sistem proporțional, într-un sistem în care listele de partid contează foarte mult, unica modalitate prin care se poate influența aceste liste, fie că e vorba de candidați la primar, fie că e vorba de candidați pentru consilii locale sau pentru parlament, depinde de dacă partidul are un sistem intern de evaluare a candidaților, de selectare a candidaților, dacă are un așa numit sistem de primaries, da, sau de alegeri primare, alegeri în interiorul partidului. Dacă asta nu există, atunci posibilitatea de a controla calitatea oamenilor pe interior este minimă și atunci oamenii pe interior se selectează mai puțin din considerente de capacitate și profesionism și mai mult din considerente de cât tu ai adus la partid sau cât ai contribuit tu pentru partid sau pentru o anumită campanie electorală. Și atunci, desigur că avem o problemă. Totuși, răspunzând la o întrebare anterioară a dumneavoastră, care cred că contează foarte mult în acest context, eu cred că un primar în Republica Moldova, în orice sat, poate face foarte multe lucruri. Atâta doar că primarii de la noi, nu știu de ce, utilizează prea puține resurse sau sunt prea puțin activi pentru a-și ajuta proprii cetățeni și pentru a realiza anumite lucruri. Și eu am cel puțin două argumente pentru asta. Primul argument este, sunt câțiva primari în Republica Moldova, eficiența cărora pur și simplu uimește.
care au reușit să strângă și echipă bună, care au și venituri foarte bune la primărie și care câștigă alegerile din primul tur cu peste 70 sau 80% din voturi. Deci au un suport masiv. Eu vreau să-l felicit pe domnul primar care la dumneavoastră în studio și care tot a câștigat ultimele alegeri din primul tur cu 50% ceva. Asta cred că vorbește și despre eficiența dumnealui, dar resurse sunt foarte multe. Și e vorba și de proiecte internaționale, e vorba și de colaborare cu societatea civilă, e vorba și de revenirea către cetățenii noștri care sunt peste hotare și care deseori sunt gata să întindă mâna de ajutor și să conlucreze pentru a dezvolta localitatea lor de origine și tot așa mai departe. Până la urmă, după mine, sunt două calități care trebuie neapărat să le aibă un primar. Unu, profesionalism și doi, să vrea. Pe parcursul emisiunii au fost lansate mai multe propuneri, idei, sugestii. Aș vrea să concluzionăm, reieșind din cele discutate. Acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană este un program vast de activitate, de reforme, implementarea cărora ar trebui să contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Aș vrea să aflu în opinia dumneavoastră ce urmează să întreprindem acum, de urgent, pentru a eficientiza activitatea administrației publice locale, ca cetățeanul să simtă că viața lui a devenit mai bună. Ca să devină viața cetățeanului mai bună, în primul rând, cetățeanul trebuie să conștientizeze că este necesară reforma teritorială administrativă. Făcând reforma teritorială administrativă, îndată putem obține mai multe persoane competente care pot pretinde la anumite funcții. Apărând competitivitatea și competiția, apare și anume și rezultate bune, pentru că având doar primării mici, cu persoane care, multe primării, să fim sinceri, e practic imposibil de găsit un candidat care să corespundă cerințelor timpului. Pentru că acum, cum nu am întoarce-o noi, trebuie persoane competente, care să implice și să uite, iată, noi am discutat mai sus că aspectul financiar. Nu, cum poți să ai salarii mari într-o țară săracă? E imposibil. Noi trebuie să conștientizăm faptul că trebuie să muncim, să facem economii, să ridicăm nivelul de trai și paralel să ridici salariile la toată lumea. Pentru că fiind primar sau procuror sau judecător cu salarii mari și având o țară restul populației sărac, eu nu știu în ce măsură asta o să corespundă așteptărilor oamenilor. De aceea eu mizez mult că o să, totuși, clasa politică o să înțeleagă că este nevoie de reforma teritorială administrativă, o să, în cazul dat, o să o mulțime de surse financiare, în loc să fie plătite pentru salarii la funcționari și la primari, o să fie investite în drumuri, în grădiniți, în infrastructură. Și în felul ăsta omul o să simtă că schimbă ceva în jurul lui. Care este opinia oaspetelui din studioul centru, domnul Lutenco? Nu neg faptul, reforma administrativă teritorială este o schimbare importantă, dar cred că înainte de toate, reforma de bază de care are nevoie Republica Moldova este o reformă în domeniul economic și o liberalizare masivă pe segmentul economic, astfel încât agenții economici, întreprinderile private, întreprinderile mici și mijlocii, dar și întreprinderile mari, să poată să activeze normal, să poată să activeze într-un mediu previzibil, într-un mediu în care ar putea să atragă investiții străine, într-un mediu în care ar putea ști cu siguranță că dacă lucrează corect, atunci nu au nicio șansă să fie persecutate de către organele de control și tot așa mai departe. Până la urma urmei, Republica Moldova nu are de unde să-și permită o austeritate. Nu și așa suntem săraci, austeritatea nu ne ajută. Unica noastră șansă este să utilizăm absolut toate capacitățile, prieteniile pe care le avem peste hotare și să ne concentrăm la dezvoltarea economică, fiindcă doar în baza unei dezvoltări economice sustenabile, noi avem vreo șansă oarecare să reabilităm satele noastre, să avem orașe mai dezvoltate, să avem bani pe care putem să alocăm și pentru educație și pentru cheltuielile sociale și să avem măcar o speranță la un viitor mai bun. Reformele și schimbările sunt bune numai atunci când
au un beneficiu cetățeanul în parte și comunitatea în ansamblu. Vrem să credem că și dezbaterea de astăzi va impulsiona într-un fel schimbarea în administrația publică locală, încât cetățeanul să se bucure de ceea ce îi se oferă. Am fost eu, Victor Sofronie, cu o nouă emisiune din ciclul Alternative. Să facem împreună schimbarea! Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative. Idei bune pentru o viață prosperă.